Ne-am întors în platou, am promis o discuție despre morfologia fetală, când se face, de ce anume avem nevoie. Toate informațiile le primim astăzi de la Amira Livia Moldoveanu, care este medic obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale. Să rămână bună dimineața! Bună dimineața! Știu că ați făcut o specializare de foarte mult timp la Londra, exact pe subiectul ăsta, deci vorbim direct cu cineva care a învățat de la sursă. E vreo diferență între ce fac englezii și ce fac medicii români în privința morfologiei fetale? Protocoalele sunt cam aceleași, dar cumva e puțin adaptată Marii Britanii medicina fetală, dar nu diferim cu mult. Când ar trebui gravidutele să facă prima morfologie fetală? Prima morfologie fetală este recomandată în săptămâna 11 și 4 zile, 13 și 6 zile. Așa. Exact, e un cut-off special, deoarece în această perioadă putem oferi pacientei și screening-ul de prim trimestru. Ce aflăm în urma unei morfologii fetale? Spre exemplu, în timpul morfologiei fetale de trimestrul întâi, bineînțeles, suntem puțin limitați, deoarece bebelușul este undeva până în 8 cm, dar putem exclude malformațiile majore. Dar totodată în trimestrul întâi oferim screening-ul de prim trimestru, astfel încât pacienta poate ști dacă fătul are un risc de trisomie 21, 13 sau 18. Asta ce înseamnă? Astea sunt trisomiile comune, anomalii cromozomiale, sindromul Down, Patau și Edwards. Cel mai frecvent este discutat sindromul Down. Am înțeles. E destul de scary ce ne spuneți. E cam de dimineață pentru discuția asta, dar trebuie să o purtăm. E o deosebire între morfologia fetală și o ecografie obișnuită? Sigur. Morfologia fetală, practic în timpul morfologiei fetale, analizăm structural fătul din cap până în picioare. Fiecare secțiune anatomică o evaluăm. În timp ce biometria fetală sau ecografia clasică, doar măsurăm copilul, estimăm o greutate fetală, urmărim parametrii Doppler și lichidul amniotic, poziția placentei, starea fetală a fătului. E important să avem intervale regulate la care facem morfologie fetală? Și de fapt întrebarea ar fi câte se fac într-o perioadă de sarcină? Sunt recomandate 3 morfologii pe parcursul sarcinii. Morfologia de trimestrul întâi, despre care am discutat, cu screening-ul de prim trimestru. Morfologia de trimestrul al doilea, între săptămânile 21 și 23. Și morfologia de trimestrul al treilea, între săptămânile 31 și 32 plus minus. Tragem niște concluzii speciale după astfel de morfologii? Sigur, după prim trimestru, cum am spus, putem spune pacientei că în proporție de 95% bebelușul are șanse să fie sănătos. Discutăm și despre anomaliile cromozomiale. Dacă pacienta este considerată a fi risc crescut, oferim alte teste pentru diagnostic. Iar în trimestrul al doilea, deja structurile anatomice sunt formate, organele sunt formate. Astfel îi spunem pacientei cu certitudine că avem o premiză bună cu această sarcină și ne așteptăm bebelușul să fie perfect sănătos. Mulțumim tare mult, apelați la specialiști, nu vorbiți, vorbiți cu mamele și mătușile voastre, dar atunci când vine vorba de morfologii fetale, vorbiți doar cu specialiștii, doctorul Amira Livia Moldoveanu, astăzi în platoul de Răneața. Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc! O săptămână reușită să avem până la capăt. Ia zi, Florine! Ce să vă zic, mă uitam... Câte morfologii fetale o... Nu cunosc acești termeni. Nu, a? Și n-aș vrea să-i cunosc prea curând. Nici nu cred că era pe vremea noastră. Mistrețul deja s-a înscris, dacă se poate, la? Doamna doctor. Are... El...